N-am avut avansul ăsta relaxat. Că acum, pentru că e mare distanța, în primul rând, în al doilea rând, echipa e foarte valoroasă. Și va adânci avansul, diferența. Și atunci, cred eu că în play-off voi fi și mai relaxat, mai liniștit. Ce vești aveți despre noile achiziții? Brazilianul Luis Felipe noile a marcat. Achiziții scris extraordinar, ăla, Luis Felipe, mi-a spus, domne, ai dat 200.000 pe el, o să-ți plătească clauza de 10 milioane. Așa mi-au transmis. Cât de curând azi. Adică e ceva, e fenomen. S-a dublat valoarea lui venind la noi. Eu știam asta, care cu cine să joace. Și încredere. Baba Alcasan, iar foarte agresiv, pe poartă direct, adică genul lui Olaru. E foarte bine. Acum eu vreau să vă anunț că am fost chemat la comisie de către domnul Vișan, că, domne, bine, îți dai seama, e penibil. El, Vișan, îl cheamă pe Becali. Numai asta, îți dai seama, cum tu, Vișan, să-l cheamă tu pe Becali. Dacă e secretar general, așa e regulament. Nu poate să fie el secretar general. Nu e regulament așa ceva. Tu Vișan, tu lui Becali nici măcar așa trebuie să te pleci în fața lui să zici să rămână atâta. Cum să zici să chem tu Vișan pe Becali? Păi nu mai e penibil, adică n-are simțul ridicolului. Ce regulament? Nu există niciun regulament. Vișan să chem pe Becali. Nu există pe tot glob. Auzi? Stai să vezi, stai să vezi. Că de ce zice desconsiderarea competiției? Pentru că de ce am zis echipa, am anunțat echipa lui Mititelu. Și acum eu vreau să-i spun, măi Vișane, măi, tu măi Vișane, măi, fiecare echipă care va juca cu FCSB va ști primul 11 cu o zi sau două înainte, sau chiar în ziua meciului. Măi Vișane, măi, să vedem tu dacă comanzi tu Vișane, măi, la echipa mea ce să fac eu. Dar știți că au mai făcut chestia asta să anunțe echipa în conferință de presă dinaintea meciului și Mourinho, Guardiola, adică... Păi da, da, el măi Vișane, măi, el e măi Vișane, măi, îți dai seama cum, îți dai seama. Și acum eu anunț cu o zi înainte, tot timpul. Vă duceți la... Du-te, mă, cum să mă duc, Doamne ferească. Și păi așa am ajuns eu, Becali, să mă duc. El Vișane n-a făcut în viața lui nimic, el e nei ca nimeni. Cum să cheme el pe Becali? Sunt niște ierarhii în lumea asta, tână obraz. A, că dacă greșeam ceva, tot nu mă duceam, se duce avocatul, că nu mă duc când cheamă Vișan. Că el e Vișan, n-are cum, de la Vișină. Înțelegi? Cum să cheme el pe Becali? Bă, ai ceva la... Dar vreau să zic că de acum încolo, el, Vișan, ce o să fac? O să știe toate echipele cu o zi înainte. O două o să știe, eu o să-l anunț. Să vedem chiar cum comandă. Și înainte de meciurile importante cu Rapid. Bă, toate meciurile. Toate meciurile va fi anunțat pe 11. Să vedem el, măi, Vișane, măi, ce o să facă, măi, Vișane, măi. Dar nu se pregătească altfel adversarii dacă știu. Băi, să pregătească, măi, Vișane, măi, nu știu. Îți dai seama. Măi, Vișane, ajuns să chem pe Becali. Hai, spune. S-au întâlnit și Rapid și Craiova și CFR, au mai luat jucători, au mai dat afară. Cum vedeți? Nu, dar noi știi care e treaba, de ce zic asta? Pentru că noi trebuie, măcar în fotbal, sau nu știu, să vedem toată societatea. Se încearcă un fel de asta, de stai vă puțin că pun, adică să comande ei, să dirigeze ei, adică totul, adică asta e tendința omenirii acum, unii care să vezi doamne să dirigeze. Aia trebuie să aibă o valoare, adică în primul rând care dirigează ăștia la noi și ăștia care sunt nici nimeni vor să dirigeze, adică noi trebuie să avem grijă, că până la urmă o să zică, bă, în unii din 11, unul să fie o femeie și un homosexual în echipă. Adică nu o să fie bărbați. Să fie un homosexual și încă o femeie. Declarat, adică să fie două femei, cum ar veni. Ăștia îi duce minte la toate nebunile pământului. Păi așa o să ajungă, să vezi. În 7-8-10 ani așa o să ajungă. Să ai femeie în echipă. Rapidul, CFR-ul, Craiova... O să înceapă la noi. Că UEFA, FIFA nu face așa ceva lucruri. O să înceapă la noi, unii nu este mai deștepți. Că nicăieri n-are U21. Dar o să zic că, domnule, inventăm noi aici, așa, la noi, la Federația Română de Fotbal, noi suntem mai moderni, domnule. Trebuie să avem câte o femeie în echipă. Cine vi se pare că s-a întărit cel mai tare în această iară? Pe FCSB. Zic, nu, acum, nu că vreau să mă mândresc, dar spune ce. Rapidul. Dar număr de transferuri. 3-4 jucători, ce? Djokovic, Krasniki. Bă, din punctul meu de vedere.
Nu, eu nu mai vreau să mă mândresc sau să nu mai vreau să... Nu, mă, că după aia Dumnezeu le stă împotrivă celor mândri. Și așa i-a mai dat în cap lui Vișan. Mai fac și altă mândrie. Acum pierd primul meș cu UTA. Așa că mai bine cu Vișan măcar să ia ca glumă, știi? Comar e suspendat cu UTA. Flurgeal e suspendat. Da, avem acolo să jucăm. Eu așa cred, nu știu. O să vedem ce au luat ei. Dar așa am mai vorbit. Crețul rămâne? Păi Crețul rămâne pentru că e mai mult de loialitate, adică te sfiși noi loial față de el. Că el a fost loial față de noi și îl țin numai așa, de, numai din respect îl țin pe Crețul. Mai îi dau câteva... Vine și fundașul dreapta, nu? Din da, vine aici. S-a mai interesat cineva de Ganea și de Rotariu în această perioadă? Ganea a plecat la Hagi, am înțeles. Nu? Da, înțeles, da. Da. A plecat la Gică, Ganea, Rotariu ăla nu pleacă nici dacă... Bine că am făcut măcar pe mare încă 5 luni. Că vai de capul meu dacă mai aveam încă un an jumătate. Nu pleacă ăla, ăla stă acolo să ia bani. Rămâne și companie, nu? Sau n-ați primit nicio... Companiul ieri am primit iar o ofertă de 400 de mii și cred că îl dau. De la 500 la 400. Nu știu, abar n-am, nu știu. Numai că acum avem pe Băluță care poate juca vârf, ăsta a jucat, Filipe poate să joace în dreapta, exact ceea ce eu vreau. O să joace Coman, Felipe, în dreapta și Băluță vârf. Nu? Da, dar Băluță trebuie să-și revină după accidentare. Ca să știe ăsta. Acum să vedem. Să vedem acum, că nu știm, dar după aia, ca să știe el, Vișan, așa vor fi atacanții. Deci cu UTA, Coman e suspendat și joacă Felipe, Băluță o și... O să joacă Felipe, Băluță sau Felipe... Sau poate să joace Tavi Popescu în stânga, Felipe în dreapta și Băluță vârf. Ăsta, Baba Alcasan cu șut și cu Olaru. Ăștia doi fundași centrali, Inghezana cu Daua, stânga Adunovici, dreapta ăsta, nu ăsta, Nana, ca să le dăm Nana. Gata, am zis-o echipa, măi. Deci intră direct titular. E gata, mă, am zis-o înainte cu... O săptămână aproape. Ce o să facă el acum, Vișan? Așa o să le zic. Fiecare meci zic echipa înainte cu zi două. Ce să mai facă el? E cea mai bună echipă pe care ați avut-o în ultimii ani. Eu așa cred. Acum am întâlnit-o cu ăștia doi super și Baba Alhasan. Am înțeles că e extraordinar și ăsta. Și Miculescu, gol și pasă de gol. Da, uite, și revine și Miculescu. E bine că acum nu mai avem câțiva jucători care sunt pe bancă, care sunt jucători valoroși, foarte valoroși. Că nu mai știi cu cine să joci, ori cu Tavi Popescu, ori cu Felipe. Dar Felipe e greu să mai joace tare. Așa cred, nu știu. Felipe e prea bun. Pe Coman l-ați convins, probabil să joace vârf, s-a acceptat. Măcar el acum așa a făcut antrenamentele, ca și vârf. Dar dacă, de exemplu, Felipe am înțeles că se descurcă foarte bine în dreapta, atunci nu mai are rost. O să stea Coman în stânga și joace... Eu tot timpul am avut pe ăsta, pe Băluță, să joace centru atacant. Da. Face pressing. Domnule, în ultimii ani dumneavoastră ați trimis jucători către aspe sume importante în străinătate, acum iată ajuns și Radu Drăgușin la Tottenham. Bă, eu am zis, când am spus, acum 4-5 luni am zis. Am spus, bă, Radu Drăgușin mai fi pe 30-40 de milioane, așa am zis. Pe cât s-a dat? 30. Exact cât am zis. O să vedem. Păi eu așa am zis. Uitați-vă la Fanatic Bicuai, că am zis. Domnule, el așa, după ce am văzut ce a jucat, dar eu nu mă ce foarte tare. Nu sunt mare presionist. Mă, că m-am uitat doar 2-3 meciuri. Adică, nu m-am uitat toate meciurile, două am văzut. Și am zis, bă, ăsta, adică valoarea lui se vede. Îți dai seama că ea care știu mai bine ca mine, l-au luat imediat. Dar din România se poate pleca pe astfel de sumă vreodată? Păi băi, păi stai puțin. Hai ca să o vedem. S-a vândut din România, eu cel puțin, eu, am vândut sub preț vreodată? Adică eu ce vreau să vă arăt?
Dacă un jucător va, dacă Drăgușin era aici la mine, eu le deam cu 35. Deci eu luam mai mult. Deci în România se vine cu mai mulți bani decât din Italia. Pentru că eu Becali vând cu 5 milioane în plus cu timp. N-am demonstrat-o, nu e ce, nu, man, am dat 11 milioane. Ăsta, cum îl cheamă pe... Chiricheș l-am vândut cu 10 milioane și a plecat pe urmă cu 7. Deci eu au 3 milioane în plus tot timpul. Dați-mi marfă și o să vedeți cum o vând. De unde? Stai să iasă ceva și o să vezi. Poți, o să vând? Dacă am ceva de 30, au 40. Dar dacă n-am nici de 20, nu pot să iau. Că n-ai, că acolo jucătorii care sunt foarte valoroși, ia echipele mari. Echipele de mijloc nu dau bani prea mulți pe jucători. Dau 5 milioane, 3 milioane, 7 milioane, până 9 milioane. Ca să dai jucători cu 30 de milioane, trebuie să aibă super valoare și ca să-i cer 50, 70, care îi ia echipele mari. Că numai echipele mari, nu sunt toate care plătesc. Sunt vreo 7, 8, 10 echipe care plătesc, vreo 10 maxim, care dau bani mulți pe jucători. În Anglia sunt vreo 5-6 echipe, în Italia, să zicem, una, două, una, cred că. Nu, nici Inter, da, a început să dea. Juventus. Nu dau aia, nu mă dau așa mulți bani. Nu, în Italia nu se plătesc bani. Spania. Spania, Anglia, Spania și Germania. Atât. Unde sunt banii mulți, de fapt. Și chiar și Franța. Deci unde? Păi în funcție de situația economică, mă, nu vreți pe tu pe bani. Nu? Anglia, cei mai mulți bani. Asta e. Și în funcție de cât se câștigă din activitate, cât se ia. N-ai văzut în Anglia, te uiți, stadionul plin, stadionul plin, stadionul plin. Ia 10 milioane, 15 milioane, 20 milioane numai din bilet. Din 10 meciuri, îl cumpără pe Drăgușin. Ce? Din 5 meciuri îl cumpără. Din ce? Din 5 meciuri îl cumpără pe Drăgușin. Numai din bilet. Numai din bilet. Și atunci ce să fac? Poți să te bați cu ei? N-ai cu. Ce? Echipele mari. Bă, faptul că e ambasador. E ambasador. Dacă, de exemplu, el funcționează acolo, imediat, dom'le, uite, românii funcționează. Noi la noi n-am mai funcționat de-aia. N-ai, mă, cine, spune cine, nu vezi, Stavia, am zis și ca, a căzut după cine, spune tu. Păi ce să-și trebuie? Momentan doar Coma n-ar putea. Singurul care e Coma, care Coma nu poți să iau pe el, care cauză de 5 milioane. Nu e, mă, Olaru, Olaru e bun jucător, dar nu e de 30 de milioane. Nu e. Nu, de transfer. Păi, dar nu e, păi da, dar ca să plec, dai 30, 10 milioane, trebuie să iei la echipele mari, 20, 15, 20, 30. Nu e de, nu e de Anglia. E de Italia, de Spania. Vine și Europa, te mănătește cu 30. Băi, tată, ce contă să crească, mă? Tu poți să mai crești? Crezi că crești atâta, el atâta e. La revedere, nu-i știm? Băi, cunoaște ce joacă. Îi știm ce joacă, știm ce poate să... Singurul care cred eu că... Cred că au ochi închis și nu-l văd, adică norocul meu, că nu-l văd pe Coman. Dar până la urmă o să-l vadă. Că 5 milioane e bani de semințe pentru Coman. Înțelegi? Mulțumim! Mulțumim frumos!